Da. Hai să-ți arăt o surpriză. Am Te rog. Bine? Am făcut un sondaj în timpul live-ului cu următoarea întrebare. Tu vezi întrebarea, da? O vezi în ecran, da? Da. Considerați că lui Valer Covaci se face o nedreptate de către mai? 99% au spus da, adică 156 de voturi. Probabil din greșeală unul a apăsat pe nu. Din punct de vedere al sprijinului popular, ai sprijin popular de aproape 100%. Deci nu există un polițist, și culmea, polițiștii nu sunt iubiți de români, ca și categorie, ca și categorie generală, dar tu ești excepția, pentru că tu ai știut să comunici, ai știut să te faci iubit, ai știut să fii alături de oameni și să servești cetățeanul, că până la urmă orice funcționar public plătit din banii cetățeanului, în primul și în primul rând servește cetățeanul, nu protejează autoritățile. Îngrijorarea unui polițist nu trebuie să fie, bă, cum să nu fac eu de rușine autoritatea? Nu! Prima îngrijorare, prima preocupare a unui polițist trebuie să fie cum servesc și protejez eu mai bine cetățeanul.